Deșteaptă-te române, măcar la sfârșit de drum. Dacă te simți român, sigur înțelegi ce spun. Hai să evadăm și ura să o îndepărtăm. Că fiecare pentru țara asta este un campion. Dar să revenim, să revenim puțin. Cum se simte țara asta când în inimi avem spini? Tu române, dacă vrei să schimbi ceva, fără crime, fără furturi, fă ceva în țara ta. Pentru că de-ți dorești să fie bine, începe mai întâi cu schimbarea de la tine. Avem multe lipsuri aici, viața nu e ca-n poveste, însă asta e România și o iubesc așa cum este. Nu ești tu, dacă nu crețești puțin, sperge ura printre vene, în suflet venin. Ăsta-i chin, chinul pentru țara ta. Te plângi că-i de rahat, dar tu ai creat-o așa. Hai să dăm, hai să dăm mâna cu mâna, cei ce au cu adevărat inima română, să zâmbim și să ne mândrim cu ea. România, îmi cer iertare că ai ajuns așa. Deșteaptă-te române, asta este țara ta. Prea mulți te-au chinuit, prea mulți au furat din ea. Hai să avem o țară în care să fim cu toți mai buni, să strig în toată lumea cu mândrie, sunt român. Deșteaptă-te române, asta este țara ta. Prea mulți te-au chinuit, prea mulți au furat din ea. Hai să avem o țară în care să fim cu toți mai buni, să strig în toată lumea cu mândrie, sunt român. Ridică mâna sus dacă ai inima scrum. Știu că doare tot ce spun, dar asta e poza de album. România, țara mea, cine te-a schimbat așa? Aș da orice să fii la fel cum ai fost mândră cândva. Oameni din întreaga țară, nu mai fiți atât de răi. Dacă țipi în jur și critici, totul te-a funzi în noroi. Ajută omul care are nevoie de tine. Fă ca inima să-ți urle, România va fi bine. Am plecat să muncim, să avem din ce trăi, să putem pune pe masă o pâine pentru copii și distanța. Asta e cea mai dureroasă, că de sărbători nu stăm cu toții la aceeași masă. Deșteaptă-te române, asta este țara ta. Prea mulți te-au chinuit, prea mulți au furat din ea. Hai să avem o țară în care să fim cu toți mai buni, să strig în toată lumea cu mândrie, sunt român. Deșteaptă-te române, asta este țara ta. Prea mulți te-au chinuit, prea mulți au furat din ea. Hai să avem o țară în care să fim cu toți mai buni, să strig în toată lumea cu mândrie, sunt român. Sunt român. Asta zic chat, vă salut și la mulți ani România, la mulți ani române, la mulți ani la toată lumea și bine v-am găsit la un nou live stream și la eventul anual special. N-aveam cum să lipsesc la eventul ăsta, dedicat Ziului Naționale a României. Bineînțeles, sunt alături de comunitatea România Elite, am organizat un convoi internațional cu mai multe comunități. Imediat o să intru și în joc să vă arăt ce avem noi aici. Avem și o muzică populară pe fundal. Hai să salut și acolo bărbații și membrii și moderatori: Ionuț ETS, Sergent Salt, Mausi, Botoșel, Valentin 33, Mr. Johnny, Uțu, Ionuț ETS, l-am zis, Alen 100, Crazy Shot, Răzvan Alexandru Popescu, Ciprian, Ionuț, Suspect Gaming, Cafea Neagră, Ial, asta e spiritul. Băi, chat, în seara asta nu suntem cu trenuri, suntem la evenimentul ăsta special de Ziua României, după cum vedeți, bine, ne-au dat serverul ăsta, dar suntem pe noapte, asta e, de asta nu mai suport eu treacă SMPU. Avem camioanele colorate în steagul României, unii cu albaștri, unii cu galben, unii cu roșu, avem tot ce ne lipsește. Troi, acolo cu un mesaj și bărbat de 17 luni, forța României, li se știe. Salut, nașule! Gogboiul Ricky, salut, salut! Snapdragon, new driver... nu știu ce zic. Te pup, Ștefan Bădie. Băi, încă o dată, la mulți ani tuturor celor care sunteți și în afară României și nu sunteți acasă. Și adică la mulți ani la toți românii de peste tot, mă, frate. Ce să mai... să nu mai lungi. Hai să dăm și noi drumul la TeamSpeak. O să plecăm în curând. Să auzim și pe băieți. Se dau băieții turci. A venit Beria pe... La mulți ani, Severine! Păi, hai, Ștefane, mai un pic, hai. Am înțeles, mersi, Alene. Deci albaștri pleacă prim. Atenție, băieții din service. Ștefane... Din Blonduțu, salut, salut, la mulți ani. După ce pleacă toată lumea, după ce pleacă și culoarea roșie, voi o să plecați ultimii, exact în ordine asta. Mamă, ce e aici? Ștefane, Danos Adiro, pe culori gen. Albastru, galben. Băi, n-am cum să vă arăt toate comunitățile, că sunt împrăștiate, nu știu pe unde sunt împrăștiate, am să vi le arăt la final, la parcarea de final. Deci fiți pe fază aici, nu da, toți membrii România Elite.
Mă duc la baie, revin. Ce vezi aici? Toți România elit. Event staff, aici sunt niște nemți, nu știu, încă n-au venit toți, habar n-am. Și în rest, nu știu unde să vă mai arăt, că nu-i văd acum, fiind și noapte, o să vă arăt la final. Oh, dar ce avem noi aici? Avem și o dubiță de asta. Dacă am intrat sub hard. Snapdragon. Aha, nice. Autați chat ce escort avem și în culorile. Albastru, roșu, asta zic chat. Asta vreau să văd. Asta vreau să... Bă, frate, asta e a cincea ediție anuală dedicată Ziua Națională a României. Deci al cincilea convoi organizat internațional de România Elite. Aute și pe Invisible Raptor cu dubiță albastră. Mamă, ce dubiță avem, să mă bată mama dacă am văzut așa ceva. Asta zic. Avem firme în tot Bucureștiu. Te pup, Florine, la mulți ani și ție, bro. Te pup, te pup. Salut, Marius Manea, salut. Imediat trebuie să și plecăm acum. Ne punem în mișcare. 2016-2021, da, exact. Bineînțeles, server privat, România Elite Great Union Day, adică Marea Unire, că până la urmă asta se sărbătorește. Ăsta e spiritul. Salut, Julian! Adrian Nicoșor, salut, ce faceți? Ne pregătim de plecare. Băi, camioana aia, dacă vă întrebați de ce clipesc acolo, pentru că suntem foarte aproape și suntem într-o zonă cu coliziune. Și deși suntem într-o zonă cu coliziune, uitați-vă cum arată perfecțiunea, cât de drept sunt parcați tot. Asta numesc eu o parcare perfectă. Ia uitați chat. A? La linie, frate. La linie. Ia uitați chat. Nu știu cum să stau. Sau de sus, așa, nu știu. Ia uitați chat. A? Asta înseamnă România Elite, dacă mă întreb pe mine. Perfecțiunea. La mulți ani, tu baby, salut, salut. Salut, Alex YouTube, Ștefan Dumitru, salut. Hai cu like-ul la chat acolo, că suntem toți români. Hai să facem repede 100 de like-uri până plecăm, că la trenul vă văd că sunteți mult mai activi. Dacă vă zic că după ce termin convoiul ăsta, pornim cu trenul, lăsăm și noi un like acolo, dacă facem 200 de like-uri. Ia să vedem, le facem. Eu sunt la muncă și mă uit la voi. Da, și eu am fost azi la muncă, frate, și eu și am lucrat azi și ieri. Și lucrez și mâine, ce crezi? Dar vine... Nu se ia chic. Dar vine vineri, frate, și deci vineri continuăm concursul cu trenuri. Va pleca întâi culoarea albastră de la mine până la Cristi, rândul din față, după aceea atenție, de la Bully, rândul din spate. După aceea culoarea galbenă de la Bandit la GSGZM, rândul din față, de la Troi la Uta, rândul din spate. După aceea culoarea roșie de la Andrulex la Tracker Ovidiu. Și asta zic. JSM, Mr. Blurs, join your channel. Service, Peri, să spui tagul România Elite. Și Nuțu, 1999, să spui... să spui tagul România Elite. Salut, Tuschi, salut! Așa, să ne... o mână pe volan, așa ca băieții. Și ne pregătim, ne pregătim chat că trebuie să plecăm. Da, mă, deci am să vă anunț, să vă dau un mic spoiler de pentru vineri. Continuă concursul cu de făcut scenarii cu trenuri și avem se vor duela două apeșta, scenarii cu voci, frate, cu voci. Fereastră, ai o rotiță, deci o să avem ce să votăm. Rotiță, două scenarii cu voci. Îți apare cursorul după apeși pe rotiță și salut, Mr. Shopee. Și la general scrie player tag și îl pui România Elite cu culoarea roșie. Radio Banat Live Timișoara FM. Frumos mesaj. Acolo, la mulți ani. Să fie mai ușor, poți să introduci direct 2550. Da, avem scenariul lui Allen 100 și cred că lui Wesley. Un alt scenariu de al lui Wesley cu voci, să vedem. Va fi bătălie crâncenă. Bătălie crâncenă cea vineri. Două scenarii blană. Atent, salut Cură Valenzo, salut, salut, salut Blux. Nu mai merge oprită stația cu cursorul, s-o dai pe ochi de tot? Bineînțeles că le-am văzut, Alex. Alex, tu nu mă întreba dacă am văzut nu știu ce vagoane. La mine tot ce apare, apare și la mine, îți dai seama.
sunt mai la curent decât sunt cu Eurotrack-ul. Adică cum era înainte cu Eurotrack-ul, cum apărea cât un mod ceva, așa sunt acum la trenuri, înțelegi? Stați cu miscă, e grele. Salut, piratule, salut. Plecați în ordinea asta. Ștefanel, Thanos, Adiro. Și după aceea stai să văd cine mai intră. Mr. Blurs joined your channel. JSM was moved to your channel. Mai sunt camioane aici, frate, de la România Elite. Ștefanel, Thanos, Adiro. Am înțeles, deci nu prea am încăput aici. Nu tu și după a Imperii. Bă, păcat că e noapte, bă, frate. Bă, trag în serverele ăștia, bă. Băi, ce mă deranjează, frate. De-aia, bă, nu puteam să tot au dat și un server privat. Fă, bă, și tu zi, dracu, mergem noaptea. Eu înțeleg că e noaptea afară, dar nu vreau să fie noapte și în joc. Dar în fine, n-ai cu cine. A, din 9 mm, salut, te pup, bro. Bun, ne pregătim să plecăm, chat. Pleacă întâi primul rând de camioane albastre. După aceea plecăm noi. Poste ușor. Atenție, vine un camion din față pe acest drum. Ștefane, pleacă tot albastru prima dată, da? Da, tot albastru. Am înțeles. După tot galben și tot roșu. Am înțeles, gata. Tataie Bogdan, salut. PC format, mersi. Așteptăm să... Hai, Dorel, și tu? Acolo sunt. Mamă, eu sunt primul de la galben, frate, primul de la galben. Eu acum am observat. Băi, să-mi spuneți dacă mă auziți, e tot ok. Hai să dăm și noi pe fază lungă așa, să vedem și noi ceva în jocul ăsta. Și ne pregătim de plecare, chat. Ah, am uitat să montez Tobiaiu, frate, și mă uitam cu capul în dreapta. Cam acel senzor de mișcare, mi se mișcă camera singură. Se aude foarte bine, bun, asta zic, ăsta e spiritul. Mersi, Adrian, la fel. Chat, nu uitați de like-ul ăia, să facem 200, dacă facem 200 și mai avem timp. Sau, nu, hai să facem un alt target. La 300 de like-uri, facem și un scurt scenariu pe Train Simulator, să nu vă las așa. După eventul ăsta. Salut, Budiu Valentin, la mulți ani. Auzi, pentru Negruța. Băi, să-mi spuneți dacă e ok muzica asta, dacă vreți să o schimb, dar eu am zis să punem așa o muzică mai populară, mai de petrecere, că na, ziua României, am pus și o radio Petrecărețu. Salut, Railfan! Mersi! Ovi Mircea, salut! Băi, ce păcat că mergem pe noapte, băi, nene, bă! Ce păcat! Mamă, cum e interiorul ăsta de la Mercedes! Ia-o-s. Deși inițial vă spun sincer, când am venit azi de la job, de la muncă, că na, în perioada asta sunt foarte aglomerat cu munca și obosit în fiecare zi, trezit la 5:30, bă, chiar nu e ușor. Băi, când am ajuns acasă și după ce am mâncat, bă, mă luase un somn și am zis, băi, cred că... A plecat toată culoarea albastră. Cred că nu mai particip la convoi, dar... Ok. N-aveam cum să nu particip la convoi organizat de cei de la România Elite. Aștept acolo. Ok. Băieții din service, să vă pregătiți și voi de plecare imediat după roșu. Ascultă-mă pe mine, Radio Bana, păi nu, dacă îl lași undeva pe Instagram sau ceva, adresa aia, că trebuie să bag adresa aia de IP. Trebuie băgat în joc și nu am băgat în joc Radio Banat. Înțelegi? Te-aș asculta data viitoare cu mare plăcere. Dacă pui muzică bună, de ce nu? Bă, dar parcă e noaptea asta din joc, din net, parcă e mai noapte, nu știu, ori de la treacă se împeci ceva. Stai, mă, să-mi ridic ochii. Băi, dar e chiar noapte și fără ochelari, adică what the fuck? Bă, sper să vedeți și voi ceva acolo, na. Da?
Bandite după un parc de țuică sau palincă poți dansa, bă, deși pe genul ăsta, adevărat, după un parc de... corect. Dar în timpul săptămânii, Adi, suntem cuminți. Suntem cuminți, nu bem, că a doua zi ne trezim la 5 jumate dimineața să mergem la job, că fără muncă nu se poate, frate, în zilele noastre. La 80. Nu se poate. Am vizit tot postul de următorul anunț? Te pup, Cristian Grizescu, la mulți ani și ție. Da, următorul anunț, e vizibil. Acum, da. Da, băi, deci... sunt foarte dezamăgit de ăștia de a treacă SMP, tocmai de asta. Și treacă SMP-ul a fost unul din motive pentru care am renunțat ca fondator. Pentru că nu-i mai ales, frate. Nu-i mai ales. Deci se știe că se face un event de ziua României, frate. Pune, bă, serverul ăla și tu pe zi, că nu scad coaiele să modifici și tu o setare. N-ai, bă, cu cine, n-ai cu cine. Vedeți, chat? Tocmai de asta când am făcut noi serverul de 125 de sloturi în premieră pe România, că nu l-a avut nimeni. Acolo putem să punem exact ce vrem noi, ce moduri vrem noi. Putem să modificăm harta, să simulăm accidente, punem poliție. Adică nu mai suntem la mâna nimănui. Sau altceva și te bagi de acolo cel mai bine. Salut, Driver Florian! E mai bine să te bagi. Andrei Condra, salut! Claudiu Țavoc, salut, salut! Și oricine rămâne în spate să nu depășească. What the fuck, ce... m-am speriat. Și avem o donație de la ștefanbadila.com de 10 euro la mulți ani România. La mulți ani România. Ștefan Bădilă cu 10 euro la mulți ani România. Cum adică .com? Am văzut eu ceva acolo. Nu mai știu unde. Ai trimis tu o dată cu Shadow Banu. Am citit și m-a băgat pe un site. Ți-ai deschis site. Felicitări, Ștefane. Mersi frumos de donul. Te pup, bro. La mulți ani și ție. Că na, ești departe de casă. Ești acolo în Spania. Sau probabil acum Spania e casa ta. Pentru că poți, te pup, Bădilă. Mersi. Am văzut că ți-ai deschis acolo un site. O treabă. Da. Intrați acolo, pe ștefanbădilă.com 90. Bă, dar chiar azi am văzut și am intrat. Și ce-am iau, mă, și-a făcut site. Un fel de blog, nu? Dacă nu mă înșel. Se vrea a fi ăla. Și am citit articolul ăla cu Shadow Banu pe YouTube. Interesant. Interesant. A, e în lucru, am înțeles. Încerca să-i dea stare, pentru că avem o porțiune de autostradă, eu am micșorat acum viteza. Mă, e bine, Ștefan, dacă ai timp și de blog și de YouTube și de familie, e bine. Eu acum am intrat în Pitești, nu știu dacă a pus să intri. Mi-e doi de melodia aia veche când deveneai bărbat rusian Lulabi. Păi, ascult-o tu, bro, acum eu ce să zic, am schimbat-o. Acum am pus una, când devine cineva bărbat membru, devine bărbat, adică bărbat luxos. Hai, hai mă că e frumos cu volanul, mă, frate. Frumos, mă, frate, cu volan. Frumos. Hai că am ajuns la Pitești și atât. Deci am plecat din București, suntem pe harta României, dar, na, nu prea mergem pe noapte. O bună bucată de drum. Da, deci eventul are loc între, de la București până la Iași. La Iași va fi finalul, unde vom avea marea parcare, unde ne vom parca toți, toate comunitățile acolo. Și acolo o să-i vedem pe toți. Acum la început n-am avut ce să vă arăt, că decât noi acolo în parcare, că ați văzut și voi, era noapte, nici nu știam pe unde sunt parcați. Văd că se merge bine în convoi. Ți-am trimis link-ul pe Facebook pe ok, Radio Banat. Dar ți-am zis, o să-mi trebuiască un IP-ul și portul ca să pot să-l bag în joc. Salut, Adiman, salut, salut. Multiplay? Suntem, da, pe multiplay. Ștefane, scoate redirecționările, că altfel nu-ți intră oameni. Ce redirecționări, mă, frate? A, te referi la blogul lui, probabil.
știe, mă, din 9 mm, se pricepe el așa. Ce redirectăm chip? A, păi publicitate pe blog trebuie să fie, frate, că din alea îți mai intră bănuți acolo. Exact, exact. Nu, no, dar așa sunt pe toate blogurile. Bune, Alexandru, ce volan ai? Am un Logitech G29. Invisibil? Da. Mai au tu și de plecat? Mai sunt moți? Da, încă pleacă. Și am la Slatina, la fratele Zalinca aici. La Slatina. Da, uite, sunt foarte mulți. Da. Să dureze un pic. Știu. Să spui că-mi trec de tine. Băi, ce păcat că e noapte, bă, frate. Băi, dacă... Uite, mă, fac și eu un efort spate, să vin la convoi și ăștia atracă să mi-o trage din nou. Ca să mai măresc? Nu, las-o așa. Da, și eu le-am tras-o. Ștefan, iau cum am ieșit în Pitești. Ok, Thanos. Bine, acum... Ca să se înțeleagă că, deci eu nu vorbesc în calitate de, că eu nu mai sunt fondator România Elite, sunt un simplu invitat. Și asta mă deranjează. Spun și eu ce mă deranjează, nu? La Tracă SMP. Înainte, da, dacă vorbeam, eram fondator România Elite, dacă vorbeai urât de ei, te sancționau chestii, te sancționa comunitatea, dar acum... Na. Unde mergem? Claudiu, la Iași, am plecat din București. Tocmai am trecut de Slatina, deci am trecut București, Pitești, Slatina. Cred că mergem către Craiova acum, dacă nu mă înșel. Și o să urcăm spre Iași încolo. Pe la Hunedoara, de la Hunedoara, dreapta în sus. Bă, s-a mers impecabil până acum. V-am spus, păcat că nu vedeți mai... Nu se vede mare... Oh, mi-a fugit mouse. Păcat că nu se vede mare lucru acum pe timp de noapte. Și bineînțeles că suntem în România și noi nu prea avem stâlpi de aia de iluminat. Pe drumuri. Daniel Ionuț, Nechiti, salut, aș putea vorbi cu cineva să cumpăr GM-ul? Nu, Daniel, pentru că nu e de vânzare. GM-ul este privat într-un grup restrâns de oameni. Trainspot, am jos și Train Simulator. Băi, dacă am ajuns la Balci, chat, la Balci. Dacă suntem 300 de like-uri, poate facem până la finalul convoiului, poate facem și un scenariu mic. Gamer-ul nebun, salut, salut. Poate facem, nu știu, nu vă promit, dar totul depinde de voi. Lăsați și voi un like acolo, abonați-vă cu clopoțel, toate alea. Nu uitați că vine live incendiac, se știe. Ok, o să-l las plus. Continuă concursul de făcut scenarii, avem două scenarii cu voci vineri. Eveniment. Va fi nebunie, o să vedeți. Menel e cu noi în convoi, Ștefan? Firma Menel. J.I. Popescu, salut, salut. Sergent ar trebui să știe. Ce? Dar... Firma Menel. Asta zic Ovidiu. Poate cu turcii. Am plecat cu turcii, da. Eu aici, între mine și Troi, și era să mă bușească și conduce haotic și pe contrasens. Asta pur să spun. A, am înțeles. A plecat vreodată cu noi. ID 92, dacă poți să-i faci ceva, blochează convoiul la noi. De la mare tagul Menel. Ăla, de care zic. Bun venit la Craiova, asta zic. Când ai timp să te uiți pe Discord la secțiunea de poze, să-mi dai și mie o părere de simulator. Sigur că da. Am să mă uit. Băi, am văzut la un băiat de... Dar nu mai sunt eu cu ETS-ul așa ca înainte. Dar nu e greu de făcut. La un băiat de pe am YouTube. Am înțeles, acum îmi pune frâne. Așa, mergi frumos. Și a făcut o chestie de zici că pare ca și cum ai sta în tir. Și nu e greu de făcut. Trebuie să ții un cerceap de la verde. Să-l faci. Te pup, Senecaule, salut! Îți învelești volanul verde, birou, tot.
trebuie să îți dai monitor, cum am eu TV-ul, îl dau un pic mai în față și o cameră să-mi bată undeva din dreapta sus, așa. Și jocul dată camera mai în față, așa, tot bordul, și o să pară că o să pară că tu conduci tirul ăla. Deci nu e greu de făcut deloc. Credeți-mă. Mersi, Trainspotting. Da, Alex Iulian, da, el. Mi-aș face o chestie de aia, dar trebuie de mult spațiu în cameră și... Am uitat să vă zic că le-am luat la copii acum o lună de zile o pisică și deja mi-a zgâriat și scaunul ăsta, își ascute ghearele pe scaun. Nu mai știu ce să zic de ea. Mi-a rupt și banda de LED-uri ce o aveam în față să-mi bată, să mă lumineze, e jale cu ea. Te pup, Samurele, la mulți ani și ție! Nu mai face Trainspotting, nu, stai liniștit. Păi da, șule, o să o scot, dar nu acum pe timp de iarnă, că na, am luat-o de pui, încă e pui. Te pup, Rambo, salut, să trăiești, la mulți ani. Da, mă, Florine, băi, inițial eu n-am vrut, știi? Da, copiii au vrut. Ce crezi că îmi zic copiii după două, trei zile? Să o dai înapoi, gata, că s-a plictisit. A, da? Păi acum nu mai voi o să o mai dai. Mai încerc să ce credeți? Cine știe. Venea, bă, m-am atașat de ea, adică sau ea s-a atașat de mine, vine, doarme pe mine, se joacă cu mine. Și eu care nu suportam animale în casă. Da, Alex, bineînțeles că mai am, dar am alte priorități acum. Mamă, cred, Ovidiule. Și una peste alta, când am luat-o de pui, mi-a spus că era și motan și îl striga în tomiță. Și când colo, după ce a mai crescut, o să ne-am uitat mai bine, e și fetiță. Hai că da. Piratul, câte camioane sunt în total? Nu știu, piratule, asta la final o să văd. Te referi noi România Elis sau... Tot convoiul. Habar n-am, nu știu. Era Tomița, nu mai era Tomiță. Salut, Daniel, salut. Sine Kappa. Connected to the server. Te pup, Mr. Monster. Nu știu tot convoiul, piratul, să zic. La final o să văd. Câți mai rămân, câți mai sunt. Habar n-am. Adrian, tu ai 4 pisici și 4 câini. What the fuck, n-aș trăi așa. 650? Ia uzi. Ado, s-a dat like, la mulți ani bani și la mulți ani chat, la mulți ani, Ado, te pun, mersi de like. Răzvan, vezi că ai drop frame mult mare. Păi, ce credeai, mă, să ne caule? Și trebuia să fie mai mult, dar uite, Botoșel n-are chef stă pe chat. Și mai sunt câțiva. Mai măresc puțin. Nu le mai dau numele. Da, ai. Merita o dată la o reuniune de-astea așa. Să vedem toți. Salut, Ozli, salut. Sine Kappa. De mult timp nu te-am mai văzut pe ETS. Știu, bro. Am zis la Rovinar chat. Ovidiu, oricum, Bogdan, tu ai făcut istorie pe ETS, meriți respect pentru asta. Clar, să știi, istoria este rămasă, e filmată, e video, o puteți găsi pe canal, o puteți găsi peste tot și nu numai la mine. Clar. Ceea ce a putut, și nu eu, istorie. Toată comunitatea România Elite, staff-ul, membrii, toți, că n-am fost numai eu. Că am fost o fondator, asta e altă treabă. Dar ceea ce a făcut România Elite în 5 ani, aproape 6 ani, de fapt au 5 ani jumate acum, nu o să mai facă nicio comunitate din România. Vă garantez, vă dau scris. Deci nu o să mai facă, vă dau scris. Cu semnătură. Nu poți să stea cioburi lângă diamante. Păi, când vreodată, piratul?
N-am luat turas la camion. Retresați-vă și să încercăm să lăsăm TS-ul. N-aud? Te-auzi? Te-auzi pe TeamSpeak. Nu știu, eu cel puțin în ziua de azi, cam de când m-am retras eu de la aniversarea de 5 ani de Comunitatea României, de la sfârșitul lunii mai, eu nu am mai văzut o altă comunitate să se ridice, să se apropie, cel puțin din România. Salut, Valer, salut! Deci nu am văzut, nu mi-a sărit nimic în ochi, sincer vă spun. Și nu știu, poate v-ați uitat și voi. Adică eu n-am mai văzut o comunitate cum făceam noi convoaie pe DLC-uri, pe promos, pe astea, că unde necesită full DLC 70, 80 de camioane, 90, 100, 100 și, nu mai spunem. Și numai pe DLC-uri, adică nu convoaie pe no DLC. Pe American Truck, iarăși, 70 de camioane, 80, na, deci n-am văzut. Da, să zic. Bine, oricum jocul e cam mort, sincer. Comunitățile mai țin în picioare jocul ăsta și acum și modurile, că altfel era mort de mult. Te pup, Cristian Blaj, la mulți ani. Dar vă spun sincer, eu n-am mai văzut. De când m-am retras, n-am văzut nicio comunitate să... măcar se apropie. King Damian connected to the server. Dar, sincer, mă bucur că România Elita a rămas pe unde e locul, acolo, în top, chiar dacă nu mai sunt eu. Băieți, își văd de treabă, de convoaie, comunitatea merge înainte și merge bine. Pentru vremurile în care trăim, care, na, după cum vedeți și pe live, dar și pentru joc, numai aceeași iubire pentru Eurotrack cum era acum 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Știți foarte bine. Alex Iulian, de ce m-am retras? Pentru că nu mai simt plăcere pentru jocul ăsta. Bandit, dacă te întorci la conducere cu fund și iceberg-ul cu Titanic-ul. Nu, frate, dar eu nu vreau să scufund pe nimeni, că a trecut perioada aia când scufundam comunități, băicuțele, că încă sunt băicuțe, dar mie nu mai mi-arde să mă mai cer cu alte comunități, departe de mine, sincer, gata, mie mi s-a acrit de mult, nu mai îmi trebuie, nu știu, probabil m-am mai maturizat și eu, mi-a venit și mie mintea la cap. Dar păcat, păcat, că eu am crezut că plecând eu, na, și oricum a scăzut interesul față de Eurotrack și, și la privitori, la cei care se uită și la cei care îl joacă. Eu am observat asta și nu numai la România Elite, peste tot. Și că de asta vă spun, ceea ce a făcut România Elite și a rămas în istorie și pe video și pe astea, nu o să mai facă nicio comunitate din România, vă garantez, vă dau scris. Sunt aproape de funedoare, foarte aproape. Okay, nu se mai poate, fizic nu se poate. Vă garantez. Salut, Iachi, te pup. Chiar la jumătatea convoiului. Salut, Naga Văla, salut, salut. Tu ești tânăr, Bogdan, părerea mea că era mai bine să nu te lași. Acum ai și tu probleme tale, ești forță oricum. Sunt tânăr, mă simt tânăr, Ovidiu, mă simt mult mai tânăr față de vârsta pe care o am, crede-mă. Dar, nu știu, nu mai vreau eu să mai... Au crescut și copiii mei, înțeleg, mă mai aud când mă cer cu toți jegoșii și mai bine... Știi cum e. Mersi, mersi. Deci Invisible poți? Mă aud, ce? Nu, cu Invisible vorbeam. Mai spun o dată. Ți-am scris ceva pe Steam. Te rog frumos. Da, Mr. Monster, am fost peste 100 de camioane la convoi. E singura comunitate din România care a putut să adune o singură comunitate, fără invitați, fără nimica. Doar România Elite.
Aia da, a rămas în istorie. Și multe, multe convoaie. Nu știu, cât de curând cred că am să fac un colaj așa cu cele mai tari parcări. Cristian Blaja a redevenit VIP pentru a 14-a lună. Te pup, Cristian. Bine ai revenit, bro. Te pup, te pup. Alex Iulian, poți să te întreb ce priorități ai acum? În general sunt priorități personale, Alex Iulian, familia și mai multe chestii pe care nu pot să le spun pe live. Tocmai de astea sunt personale. Dacă te referi strict la treaba cu YouTube-ul, prioritatea mea a devenit Train Simulator pentru că îmi place extrem de mult jocul ăla. Am investit foarte mulți bani în jocul ăla, am jucat foarte multe ori în el. Și mă atrage, cel puțin la momentul ăsta, mult mai mult decât mă atrage ETS-ul, Eurotrack. Deși ăsta a fost și este jocul meu de suflet. Cu jocul ăsta am început, cu simulatorul ăsta am început. V-am spus, trenurile parcă, nu știu, e altceva, e mult mai relaxant. E altfel, poți să faci un live altfel pe trenuri. Chiar la Hunedoara, eu zic. Poți să stai de vorbă cu chat-ul, altfel. Sunt activități acolo, tonaje, trebuie să fii atent, adică, nu știu, e mult mai captivant pentru mine, nu știu, și am văzut că și pentru voi că când fac live cu Train Simulator sunteți peste 200 de oameni pe live, în fiecare vine ceea ce mă bucură, 200-300, la Eurotrack, după cum vedeți, mai puțin, 65, na, bine, am fost și 80 și... Dar nu mai sărim de 100, pentru că lumea nu se mai uită la Eurotrack, credeți-mă. Și în general, eu m-am uitat și la alți streameri români care se mai joacă Eurotrack. Uite, m-am uitat la Suceava. Păi, peste 30 de oameni nu adună, adică... Cine mai joacă ETS? Nu știu, și am mai văzut pe băiatul ăla de Vanis cu setup-ul mișto. La fel, 30 de oameni. E păcat. Deci lumea nu mai se uită. Ți-ai recăpătat bărbăția, Cristian Blaj? Ăsta e spiritul, bro. Bine că n-ai pierdut-o definitiv. Te pup, Cristian, mersi frumos încă o dată de membership și bine ai revenit în brigadă. Și VIP. Adică nu... orice bărbat. Salut, Samir Drăgușin, salut, salut. Când terminăm? Când ajungem la Iași, bro. Bandit, o întrebare mai off-topic, așa. A fost vreodată un live la tine pe canal care a strâns 1000 plus like-uri sau persoane? Da. Pe vremea când mă jucam 5M. Bosfero, la mulți ani și ție! Te salut, te salut! Ești la convoi? Ești blocat în trafic? A, am înțeles. Stai liniștit, bro. Nu e nicio problemă. Mr. Blue să trăiască root building-ul? Adică Blux. Stai liniște, Cristiane, că e suficient, crede-mă. Crede-mă. E suficient, dacă mă întrebi pe mine, doar să intri să mă saluți. Mai ales cei care sunt moderatori, frate. Băi, haideți să vă zic un secret. Chiar azi m-am uitat la mine pe canal. Bă, frate, eu am 124 de moderatori sau ceva pe acolo, dacă n-am greșit cu numărătoarea. Oricum, între 120 și 130 de moderatori. Bă, frate, nu știu dacă din aia am văzut mai mult de 30 să vină măcar să zică un salut. Și tocmai de asta, că tare mi-e frică că am să fac o curățenie la moderator. Te pup, Antonio, te pup, te pup. Păi asta zic, bădilă. Lasă că uite, Giloan e pe fiecare live, dar nu se știe, Botoșel la fel. Adică și bădilă la fel, de câte ori am fiecare vineri, tot a intrat, m-a salutat. A mai dat o bere, da. Ciprian Ionuț a revenit și el că era plecat. Dar sunt foarte, foarte mulți, frate. Uite, Nașu intră mereu, mă salută și el.
Și am zis, ce răsare să le mai țin, nu? Dacă... Nu știu, dar eu măcar să scriu un salut acolo, că... Na. Ia gândiți-vă dacă mi-a intrat toți moderatorii aia deodată. Aș avea 120 de persoane numai moderatori. Baftă cu Ro. Unde am ajuns, mă, la Târgu Mureș? Către Târgu Mureș. Băi, nene, da... Nu, băi, nene, da, numai pe noapte... Băi, de asta urăs, mă, tracă sunt pe... Aoleu, ce bine că am ieșit și nu mai am treabă cu ei. Ce bine că am ieșit. Cea mai mișto activitate din trenismul... Ce, mă, blues? Vorbește, dracu, vorbești codificat, zici că ești nebun. N-am înțeles nimic din ce ai zis. Dar sunt unii care au 70 pe live și scriu numai 6? Probabil o avea boți, nu știu. Mersi, Sebastian Severin, mersi, mersi. Ia uite, asta zic, uite. A, uite, cum încep să scrie moderatorii. Așa, mă, frate, ce e greu să un salut asta. Dar nu-i vorba de cei care au scris până acum, că pe ei, i-am mai văzut și pe Răzvan Alexandru, el l-a mai văzut, Sebastian Severin, nu mai zic. Gabri. Na, așa, dar sunt mulți care, nu știu, sunt luni de zile, frate, adică eu la aia mă referam. Nu mai zic de Florida 1923. Blues conduc, am înțeles. Suspect Gaming, nu mai zic. Mauzi, la fel. Ciprian Ionuț, membru de 7 luni, stai liniștit, urmează ceva mișto, modding, sun, am înțeles, am înțeles. Băi, aveți grijă cum pro... Opa. Gabriel Schianu. Gabriel Schianu, dați un euro, salutare, bro. Mersi, Gabriel Schianu, te pup. Bineînțeles, și el moderator la mine. S-a simțit? Tracă SMP-ul a devenit de tot rahat, am luat bani permanent pentru că m-am răsfoiat. Da, mă, știu, Edi Lupu, de acord cu tine. Eu nu mai hales tracă SMP-ul. Nu-l mai hales. Opa. Ce avem chat aici? Scuze, băieți, dar vă rog, deci să nu facă dreptă. Ai problem. Salut, Damiane, salut! Gabri... Suntem și noi și alte comunități. Știu că comunități române sunt Alpine Express, BTC Atlantic, Alpha Trans și parcă Go Terra. Okay. Sper să nu fiu uitat vreuna. Nu știu exact. Ștefan Ali, mă dăni, mersi, mersi. Știu, bă, nașule, te cred, ți-am zis, nici pe mine nu mă mai atrage Tracker-SMP-ul, eu n-aș mai juca multiplayer pe Tracker-SMP, eu aș juca acum, mai ales că au descoperit băieții ăștia de la România Elite cu 125 de sloturi, dar în curând o să ajungă și pe la altcineva, că până acum a făcut premier România Elite, dar o să ajungă, pentru că în viață sunt unele persoane care, hai ca să vă dau un mic exemplu, care ele sunt loiale așa de fel, știi? În comunitate mă refer. Sunt loiale, e ok când le dai. Bă, dacă nu le dai odată și îi dă altcineva, se duce la ăla. Și omul a plecat cu tot cu sloturile noastre, bineînțeles că le-a dat în altă comunitate, deși mi-a promis că nu le dă, că nu știu ce. Dar eu n-am să mă cer cu el, că e un băiat care are niște probleme de sănătate și nu vreau să... Adică chiar mi-e milă de el și nu aș vrea. Dar zic așa. Cum sunt unii, frate, unii. Deci dacă nu le dai odată, nu le dai niciodată. Păi nu, Bădilă, nu s-a vândut pe 3D, s-a vândut pe un Farming Simulator 2022. Ca să înțelegi despre ce a fost vorba. Și s-a supărat că n-a primit de la nu știu cine din comunitate, de parcă e cineva obligat să dea când cere, înțelegi?
te lasă blurs? Și păcat, adică membru vechi. Gândește-te, activ. Da, cu mare drag. Știa toate de toate. Na, chestia asta cu sloturile. A luat-o cu el, îți dai seama. O dă și pe alții. Da, nașule, clar că știi de cine zic. Tocmai de asta nu vreau să-i pronunțumesc și nici nu vreau să zic ceva urât de el, pentru că mie de el are probleme de sănătate, n-am cum să mă cer cu persoane care au probleme de sănătate. Mă cer cu unul care e sănătos. Și, de fapt și de drept, nici nu vreau să mă mai cer pe... cu monitorul. Dacă vreau să certe, ne certăm față în față. E mult mai sănătos așa. Te pup, Coco, salut, salut! Atenție, mi se pare că trece trenul. Nu trece. Vedeți roșu la semnal de aia. Vedeți că nu funcționează ca pe trenuri aici. Vedeți că sunt niște băieți de la o firmă trași pe dreapta, aveți grijă. Da, bă, Cristian Blagi, da, gândește-te că i s-a luat și PC și, bă, multe chestii, crede-mă, multe, extrem de multe. Nu pot să vă spun mai multe, că nu vreau, v-am spus, nu vreau să mă cer cu o persoană cu probleme, dar și când cineva l-a refuzat sau n-a avut atunci să-i dea, că nu-i nimeni obligat să-ți dea când pocnești tu din degete, gata, mi-au jucat și plec, ai înțeles? Ca să vedeți cum sunt persoanele, frate. În general, așa. Da, bineînțeles, Valentine, totul a plecat de aici, de la România Elite, îți dai seama. Aici s-a făcut premiera, e video salvat, adică, na, nu mai contează. Dacă mai țin legătura cu Alexandru, băi, nu știu, am mai vorbit din când în când așa cu el. Aștept să mai lucreze și el la harta României, să mai scoate ceva nou, că nu știu. S-au mișcat un pic cam greuț în ultima vreme, băieți, adică mai repede s-a construit pe trenuri, frate, care pe trenuri, bine, e mai ușor, dar acolo harta e 1-1, adică e făcută cu realitatea față de Eurotrack. Dar, bineînțeles, când o să scoată un update mai important, o să fac un live cu acel update. Salut, Boghi, salut, te pup. Păi, Cristian Blagi, da, am să-ți urmez sfatul pentru că așa e normal. N-am să spun că a fost răutate sau ceva, dar pe interes, multe persoane pe interes. Tocmai de asta nu mai vreau să mai am treabă cu, să mai îmi bat capul cu comunități, cu persoane. Gândiți-vă că în 5 ani și ceva am stat de vorbă și m-am jucat cu peste 5-6 mii de oameni au trecut cel puțin o dată prin România Elite. Nu, și nu exagerez. Martorie forumul. Ce? Poate și mai mult. De membri cu care au intrat pe Teamspeak, am interacționat cel puțin o dată. Te pup, Andrei Marina, și la fel, la mulți ani. Și am cunoscut fel de fel de persoane. Here we go. Asta zic Ciprian Ionuț. Mersi frumos de donație. Da, bună ideea ta, Ciprian Ionuț. Vreau să vorbesc și cu Atlanticul. Cu LGT-ul. Bă, chiar, România LGT mai activează ca și comunitate. Băi, nu știu, erau foarte mulți într-un timp. Nu i-am mai văzut, n-am mai văzut o poză pe Facebook de la convoaiele lor. O, trească Edi Obrătin, te pup. I-ați dat și GM-ul lui Robo. Nu, Edi Obrătin. Deși persoana aia m-a rugat de atâtea ori să intervin la Robo, s-a dus chiar el singur la Robo. Fii atent. Robo a venit și m-a întrebat pe mine și i-am spus, băi, nu garantez pentru el. Bă, parcă l-am simțit, bă, frate, să mor dacă te mint. Bă, dați seama că acum GM-ul era public. Bă, parcă l-am simțit. Într-adevăr, am mai primit câteva moduri pe care nu și le permitea, dar de-astea ușoare, nu private, nu ce avem noi. Am mai primit o rută, o semirută,
Înțelegi? Nu mai zic că jocul a primit de la mine. Să ne înțelegem. Nu scot ochii, doamne ferește. Doar zic. Și nici nu-mi pare rău. Îmi pare rău de caracterul lui, așa de... Unde stă robot să mă duc și eu la el? Uite, știți unde stă robot? În orașul în care ne parcăm noi. Aici. Mamă, dar tot convoi a fost pe noapte să mă bată, mă, să trag, tracă să-mi pe. Cine se ocupă cu serverele. No, degeaba încerci, Gabri, dar, na, nu știu, așteptați că am înțeles că va ieși de la Ray Studio GM-ul, nu știu. Bineînțeles, va fi cu bug și acolo, adică nu vă gândiți. Da, Cristian Braș, lasă că o să-și dea seama când probabil se mai maturizează ce greșeală a făcut și, pe, și că în viață nu e bine și că să da. Faci chestii pentru că există karma, chestii nasoale. Mă duc la Târgu Mureș, la Iași. Înțelegi? Tot la Iași, că mai avem puțin. Că totul, totul se întoarce la, la un moment dat și, și împotriva mea s-au întors multe căcaturi când eu am fost, eram al dracu și mă mai certam cu fel de fel de comunități. Cu unele pe bune dreptate, cu unele cât mai până la doar pentru show. 140. Am ajuns la Borsec chat. Dar toate se întorc și să nu uite că există o carbă. Și asta e valabil pentru toată lumea și pentru mine și pentru voi și pentru toți. Tommy? Da. S-a mai trecut vreo comunitate? Să facem acel site, Gabri, băi, mă gândesc foarte serios să deschid acel site de train simulator. Bineînțeles, în colaborare cu Brigada Deranjamente, unde probabil va fi și M800-le, iar ca să se evite pirateria, sau cel puțin să o diminuăm, cum le-am propus și lor, acolo pe site frumos, să se pună un gol de desubtul la brută, la preț, un gol. Și când se umple acel gol la 100%, să fie, să apară butonul de download pentru, pentru toată lumea. Și acolo, când apeși pe butonul ăla la gol, să poată da fiecare, de la 1 euro în sus, cât vrea și cât poate. Și în funcție de cum se umple, așa va fi disponibilă. Eu așa aș face. Dar mai sunt chestii de discutat. Există Alex și Iulian, crede-mă. Am trăit-o pe pielea mea de multe ori. Karma. Și... și karma rea și, și aia bună. Până unde mergeți? La Iași, Gabriel Androne. De transportat nu transportăm nimic, avem camioane goale pentru că facem o defilare de 1 decembrie. E un convoi special. Și avem camioane vopsite în tricolor România. Veți vedea acum la parcare cât de frumos se va vedea. Bună seara, ai reintrat în elit? Marius Radu, nu. Nu, nu, nu. Sunt doar invitat. Falut, Liviu, falut. Păi ce faceți la Iași? Facem poze la Iași și Robo. Așteaptă, nu știu, cu ce, o cafea acolo, ceva. Mamă, ce întortocheat e pe aici. Cum îi spune aici, mă, Poiana Laigului? Parcă, nu? Sau n-am citit eu bine? Ba, și ceva de la train, dacă se sunt 300 de like-uri, poate facem un scenariu scurt, pentru că mâine dimineață mă duc la muncă, dacă nu, nu. Și așa, ia, cât e, 9:15. În 10 minute ajungem la Iași. Cu parcarea, cu astea, vreo 20 de minute.
Nu știu ce să zic. Hai că vedem chat. Păi Eddie Obretin, tu ai caracter, fratele meu. Nu te compari cu toți neauziții, cu toți prichindeii. Clar. Dar sunt mulți trădători. Altfel nu poți să-i numești. Trădători. Și profitori, mai ales. Sincer, sunt extrem de dezamăgit de el. Pentru că chiar țineam la el ca persoană, v-am spus, e o persoană cu probleme și chestii genul ăsta. Și părea rău de el așa, știi? Dar... știți cum e vorba aia. N-o mai zic că n-are rost. Ovidiu Adrian Cotă, salut, salut! Mă, că se căcănează de ziua. Băi, măcar la parcare o să avem și noi un pic de lumină. Bine că am mers tot convoiul pe noapte. Vedeți chat, treacă SMP-ul. Nu mai zic nimic de ei. De fapt, nu mă mai mire Gabi, că trădători avem, după cum vedeți, și în... la conducere, după cum vedeți. Ați văzut nouă alianță acum, adică... ce ne mai mirăm? Într-un joc virtual, într-o comunitate virtuală. Într-un mediu online. Deci... n-ar mai trebui să ne mai mire. Invisible Raptor, salutare. Sper că au fost frumoase dubițe de la început. Super, super, chiar nu mă așteptam la alea. Frumos și tricolor. Sper să le avem și acum la parcare, Raptoare, la final. Mai ales că s-a făcut ziua. Băi, Raptor, nu știu dacă m-ai auzit. Bă, dar trag ceva în ăștia de atracție. Bă, n-au putut, mă, să ne facă și ziua, că e un eveniment special, privat, adică... pe bune, puteau să facă și acolo un mic efort, să ne dea și nouă pe zi. Păi, am mers treia cu tot convoiul pe noapte, defilarea pulii, dacă mă întreb pe mine. Vlad Gamer, salut, salut! Unde suntem, mă? La Târgu Frumos. Robo, ne apropiem. Ne apropiem de Iași. Nu știu de ce. Reintră și te reportează de la Iași, orașul final. Și vii la parcare, că e lângă serviciu. Perfect. Raptor, dă un pic cu sirena, te rog. Asta zic, România Elite, Invisible Raptor acolo. Da, mă, Florine, deși nu e România Elite, l-ați văzut pe Invisible Raptor, face parte acolo din staff. Nu depinde de el, sunt chestii tehnice, adică trebuie să intri în server, probabil, să schimbi ora serverului, e... na, eu sunt conștient de treaba asta, dar mă gândesc și eu așa că ăștia... nu s-au gândit și ei. Stai, mă, așa, să-i facă dracu și ăștia ziua. Na. Bine ați venit, câinii am slobozit. Unii se vor gândi la prostii, Robo, cum mai scris tu, câinii ai slobozit. Dar unii nu știu că a slobozi înseamnă a elibera, a le da drumul, înțelegi? What the fuck? Ial? Bun venit la Iași! Asta zic. Da, Alex și Iulian, e un convoi internațional, unde sunt mai multe comunități, și românești și străine. Care au fost invitate să defileze alături de noi de 1 decembrie. Știu că străinilor nu le pas. Dar nu intrăm în oraș în Iași, o luăm pe aici, pe centură, la periferia Iașului. Bine, măcar că se face ziua, o să... băi, e altceva, na.
se vede altfel. Am ajuns la final, parcarea este fără, fără remorci, F7 Enter 4 Enter pentru a le anula. Poftim, frate. Asta zic. Ma. Au, ce drumul ai robot pe aici prin ea și tremură volanul. Mamă, mamă. De ce tastă anulez remorca? F7, după aia pe center, după 4 și după aia enter. Aici sau la, la intrare? Când ajungeți, vă apropiați de coloană, atunci renunțați la remorcă. Așa îmi trebuie, dacă nu mi-a plăcut pe șine corect. Ia mă să anulăm și noi. F7, enter. N-ai pentru ce? 4, enter. Andrei, te pui în stânga mea, dar lași o distanță față de mine, nu te pui lipit, să fie aproape oarecum... Să fie distanță egală între mine și dunga aia. După ce ai Valentin, te pui pe primul loc de parcare. Gata. Renunțați la remorci, boli și cei galbeni, apropiați-vă. Răzvan Doiciu, salut! Super convoi, bravo, bravo. Băi, Florine, credem că s-a mers foarte bine și întins, după cum... Poate te depăși să venim să ne parcăm? Nu. Foarte întins s-a mers. Okay. Nu, rămâneți acolo, vă parcați după aceea. Bun, Valentin, și acum ai de mai iau față. GM-ul și mă joc Minecraft modat. Mai. Blues, nu mai stop, aluzi Valentin, de-alea stop. Bați. Eu știu ce vrei tu să zici. Stop. Bun. Jiperio e următorul loc de parcare. Andrei Cristian, pune-te mai la jumate între mine și Valentin. Cristi e următorul loc de parcare. Uite așa ce aici, am un cap aici pula că os. Nu trebuie să așteptați. Tot ce vedeți bun, acum e România Elite. Următorul loc de parcare, după ce, după Cristi. Bun, Romero, rog, te parchezi din fața mea. Ia o zici chat melodie aici. Andrei Cristian, dă-i mai în spate puțin. Pentru nu, toți românii plecați în afară. Acasă e România. Here comes the money. Here we go. Mama, atâta mesajul, dar e Ciprian Ionuț. Ciprian Ionuț cu încă un euro, atâta mesajul. Okay, ai dat, atâta mesajul. De nu-mi încape pe ecran, ești nebun la cap. Măcar dădeți un să-ți audă voce, să-mi citească aia. Nu mai zic. Gameplay cu Dorel, te vei parca în fața lui Valentin cu 2 de L. Ok. E al treilea camion, e pe primul loc de parcare. De ce Mercedes? Asta a fost alegerea celor atunci, din comunitatea României Elite. Bandit, poți să treci prin dreapta celor de albastru, Bully, vino încoace ca să faci loc, intră în firmă. Hai Bully, mai în față. Ok, și Bandit, te parchezi pe următorul loc de parcare în stânga la albastru. Asta zic, hai, ce-ați? Apropiați-vă mai rapid, Bercean, Unguraș, haideți mai repede, mai cu viteză, că doar trebuie să intrați în firmă. Romero, ia, okay, să, ok. Să fim perfect chat. Dau cu camera de sus așa. Alexandru, dă-i doar puțin mai în față, Alexandru. Bully, te pui în fața lui Giperio, următorul loc de parcare după Dorel. Sper că e bine. Hai să vedem chat acum. Acum ne jucăm și privim. Gata, ne-am parcat cu camera 0. Astăzi așa, Bercean e locul ăla de parcare, Unguraș e locul de parcare, Salt e următorul loc de parcare, după Unguraș, Alen ești tu locul de parcare. Hai să stăm așa să ne uităm. De parcare, Troi, te pui în fața lui Bandit. Mercedes, da, exact. Dar Troi așteaptă. Ce are, mă, mouse-ul ăsta? Cine mai este în spate de la albastru? Câți mai sunt? Bully mai în spate. Bun. Cei de la albastru rămași în spate să treacă pe lângă colegi și să vină în față. Troi, poți să începi până atunci, dar aștepți ca să te pui la nivel după aceea. Vin și nemții.
Bully mai în față puțin acum. Gogbogu. Așa, bandit ok, Bercean ok. Ce, okay, ce camioane frumoase au băieții ăștia de la Gogbogu. Alien rămâi așa. Hai Ștefanele. Frumos, cu skin-ul turcii. Just mai în față. Uitați ce dubiță aia treacă SMP. Așa, Cost. Mă, mă, ce frumos au crescut ăștia de la Gogbogu, da, ce mă bucur pentru ei. Nu, doar albaștri. Costi, te pui lângă Bully. Da, da, Giloane. Eu am fost primul camion galben din convoi. La culoarea okay, galbenă. Așa s-a nimerit, crede-mă. Nu a fost ceva... De albastru, că-mi trebuie. Cei care v-ați spus de la... Am spus, am intru pe server, ci că da, ia-ți culoarea galbenă. Ok. Eram primul galben. Așa s-a nimerit. Zoli la mulți ani, te pup, Zoli la mulți ani și ție. Facem o schemă, Jazz, GZM și UTA, ieșiți de acolo. Ieșiți de acolo și vă duceți în față. Bineînțeles. Spuneți lui UTA să iasă de acolo. Bineînțeles, chat. Hai, Madalin, pune-te pe locul ăla de parcare albastru, Costi, dă-i puțin mai în față, doar. Știi ce zic? Ok, Costi, hai. Invisible acolo. Și așteptați deocamdată. Octa așteaptă, Dedi aștepți, Radu, Andrei spune să aștepte. Hanta așteaptă că o să se pună și Troi după aia, deci cred că s-a pus bine. Da, este bine. Da, Hanta e ok, hai Octa, pune-te. Nuțu, tu te parchezi în fața lui Romero, că e primul camion de la albastru. Da, lasă-l țin așa acum. Așa, cine e? Andrulex, vii lângă galben aici. Scuze, de-abia m-am zis acasă, stai liniștit, bă, Zoli, nicio problemă. Oricum, frumos. Da, vii aici și te pui pe locul de parcare. Hai, vino. Așa. Octa, dă-i puțin de tot în față. Stop, prea mult mai în spate, Octa. Hai, Andru, vino, că e... tu poți să vii. Așa, s-o mai și te pui melodia. Pe următorul loc de parcare. Între linii. Octa, e bine, Daddy Games, dă-i nu mai dau, în spate. Nu dau, că se aude destul de ok. Radu Andrei, să dea mai în spate. Și pe aia nu o să mă mai auziți pe mine, nu mai auziți liderul de convoi, cum parchează. Spune-i lui Uta să se pună în fața lui Troie, primul de la galben din dreapta. Radu Andrei, bine. Dede, ia să mai vedem spate, ce mai e pe aici. Știu marșalier, dar încearcă. Ale, nu te mai mișca, dă-i în spate puțin că te-ai mișcat. Dede, mai în spate puțin. Cred putea. Că Gabi îmi face figuri. Atât, mamă, dar... prea mult mai în față puțin. A, dar nu-i mă doi Gogbogu. Fiți atenți. Sunt mai multe comunități turcești sub același skin. Bine, tagul fiecare și... Am înțeles acum. Da, e bine. Spune și lui Radu Andrei să dea... De fapt nu, lasă-l așa. Like de la Evil Blay, mersi, mersi. Te pui pe locul de parcare. Nici BTC Atlantic? Uite, e un loc de parcare, te pui pe el. Da, BTC Atlantic. Și o să te pui la nivel după aia cu colegul din dreapta. Hai, Geo, e următorul loc de parcare. Și băieții de Atlantic, vin și ei. Uta, dă-i mai în spate, să fie aproape de colegul din spate de Troi. Ia uite-l pe Vlam, pe unde a ajuns, pe la Atlantic, Vlam, să mă bată mama. Care ați rămas acolo, DGCK. Okay, da? Și băiatul ăsta a fost pui în România aici. Ionuț Boca, Ionuț Boca e moderator la mine. Andrulex, dă-i mai în spate puțin. Asta zic. Stop, o fi și Cristian Scăpău la convoi? Nu-l văd, ia să mă uit. Mihai e următorul loc de parcare, Răzvan. Și probabil 22, nu spawnează. Următorul Valens, ești tu ultimul loc de parcare până remorca aia. Vii, o să aștepți, vezi că nu ești între linii. Bun, hai la noi să vedem. Și așteptați să se pună Andrulex. Hai Andrulex, că e parcare doar cu camionul. Mai rapid un pic, te rog. Dă-i mai în față cu dreapta un pic și atât. Așa, mai în față puțin, cu roțile drepte. Asta zic, stop. Chat. Prea mult, mai în spate puțin. Lumina Gaming nu e scăpău. Am înțeles. Da. Stop. Perfect, hai Vio, te pui la nivel cu colegul tău. Care? Geo, poți să rămâi așa. Cu Violence, Răzvan sau cu cine? Te pui pe ultimul loc de parcare, Violence, lângă Răzvan. Kilgan nebunul te pui în fața lui Andrulex. Frumos, bă, chat, frumos. Ia uitați. Ok, driver, tricolor. Bine, Geo rămâi așa, Ștefan Mogoi e bine, Răzvan 22. Super, driver, chat. Stop, Vion, te mai miști. Violence e bine, rămâi așa. Bun. Ial. Stop, Kilgan e bine, DGCK e următorul loc așa.
Antonescu e următorul loc și tu. Hai Blurs e următorul loc. Dan o să așteaptă acolo lângă Jazz. Pagai chat. De da, Violence e roșu și e ultimul. Da, o să ultimul de la roșii, pe primul rând acolo. Pagai chat okay, de convoi ăsta, cum s-a mers? Poți să iei următorul loc de parcare. Organizare tot. E ce trebuie. E bine. Și o parcare casă făcută de Ștefan 21. Clar, Ștefan 21 numărul 1, nu mai zic. Mai avem Fight, două forță. Camioane, unul de salut, Bye Gaming! Care cu ce ocazie azi live? Station. Mai e vreun camion de venit ce zi azi, bro? De la noi? Nu trebuie pentru un prieten. Nu mai. Este drăguț unul din Troy voi, Thanos sau Jazz. Cum puteam să... Să mișcă mai bine PC-ul, să... Să rateze evenimentul ăsta care se face o dată pe an. O dată pe an e ziua României. O dată pe an se organizează România Elite. Un convoi internațional. Dedicat zilei de 1 decembrie. Că convoaie internaționale îi fac mai multe, dar ușor că nu participe la toate. Da, s-a dus Jazz. Dar tot nu e... Ah, ba da, e bine, e bine. Mamă. Hai Peri, bagă-te acolo. Hai să ne mai uităm chat. A, uitați, vin turcii. Mamă, dar fiți atenți, comunitățile turcești. Deci aici sunt mai multe comunități turcești. Și-au luat toți aceleași skin, skin-ul turcii. Bă, respect pentru ei, cu aici, nebun. Băi, felicitări. Frumos. Aici sunt românii noștri, colegii noștri de la BTC Atlantic. Cine mai e pe aici? A, vine și Alpine Expressul. Trebuie să dai F7, Jazz, că era mai rapid. Alpine Expressul, Alubosfero. Frumos, frumos. Și cred că de aici nu se mai spawnează camioane, trebuie să mai așteptăm. Frumos, frumos, frumos. Asta poate ceva o escortă să plăcheze să... acolo, să nu ia locul lui Jazz, să... în fața lui Peri. Nu știu ce să zic. Sau ceva. Să încăpem cu toții. Sau nu știu. Da, sunt mulți turcii, dar nu sunt doar Gogborul, că acum am văzut. Au luat atac diferite comunități. Acolo, dar toți au venit, toți au venit special, na, ca să aducă, cum să zic eu, respect asupra României, cu steagul lor, că reprezintă Turcia și că au venit să onoreze să ziua României. Și au venit toți cu același schimb. Respect, bravo lor, îi aplaud. Big like, Gogborul și restul turcilor. Nu-i problema, Adi, știu. Frumos, chiar mi-a plăcut. Ia uite, Gogborul Ricky se uită. Și știu că mă și înțelege ce zic. Bun, și ea cu dreapta. Înțelege așa el română, un pic. Ușor. Respect, să și frumos, te bagi. Îmi place ideea. Deci am vorbit cu Gogborul și ei au adus toți turcii, respect pentru ei, zice Sergeant Salt. Ah, ok. Foarte frumos, bravo lor! Nu știu, dar din toate comunitățile străine, cred că Gogborul sunt cei mai apropiați nouă. Și cu Arab hai, Transportul, și pune-te în fața lui care Peri, așa că mereu la convoaie internaționale sunt alături de noi, noi la ei. Măcar da, măcar intrai în firmă și te duceai lângă... Bandit, vine ceva cu tricolorele, Mihai Andrei. Vineri avem, continuăm concursul, ediția 2. Avem două scenarii cu voci. Deci va fi bătălie între două scenarii cu voci. Ambele cu voci. Va fi greu de ales, o să vedeți. Ne așteaptă seară lungă vineri. Așa că vă spun de pe acum, seară lungă ne așteaptă vineri. Mamă. Bă, sperăm da. Să intrăm toți aici, da. Dar nu știu. Da. Am o întrebare, tu ai zis la Peri? Ce să zic? Da. Să pui în fața lui Chirgan, că dacă... A, Alpine Express se parchează aici. A, păi mă miam eu, că n-aveam loc acolo. Nu schimb direcția de dieta, nu-s acolo doar ca să nu-i fure locul lui. Bă, da. Altă firmă. Acum, dacă mă întrebați pe mine... Da, unde e Thanos, acum o să vină un camion roșu. Păi da, și tu la... Gogbor, Ricky, we are here to celebrate with your day, go. Thank you, Ricky. Dar o să vină în fața lui Radu Andrei după. Dar nu o să vină în fața lui Radu Andrei după ce. Se pune nu, Alpine Expressul aici. În partea elantă, gen da. Schimb direcția. Nu schimb direcția, acum te... Gabriel Iker a devenit bărbat, bine ai venit în brigada, bro. Te pup, te pup. Mamă, bărbatul cu numărul ăsta 32. Ar fi mai bine să vă schimbați, voi escorte. Gabriel Iker, mersi frumos de membership, bine ai venit în brigadă. Sunteți 4 escorte.
Sunt la Ia, cine mai sunt? Aici ăștia sunt niște ruși. Unul roșu. Mamă, mai sunt. Uite și pe ăștia. Aha. Uite și pe nenea Silviu. Primul face albastru. Mai sunt, dar nu se spawnează. Scorte care au rămas. A, uitați și voi chat ce e aici. N-avem loc în Iași chat. Am invadat Iașiu. O să fie galbene, ceilalte două. Am înțeles, mersi frumos, Gabriel Ichiac. Mersi frumos, rugă, respect. Sunt în fața locurilor de parcare. Ok. E ok, nu? Da. Acum intru. Cât de frumos. Uitați și dubițele. Uitați și pe Invisible Raptor. De la mașina de poliție a trecut la dubiță. Încă o dată îi mulțumim pentru... Și mai lipsește dubița galbenă. Nu primim kick aici. Mamă, mâncam v-ași gura voastră. Deci nici n-am cum să-i prim pe toți, frate. Sunt foarte mulți. Cum stai cu FPS-ul? Băi, momentul ăsta sus de aici am vreo 28 de FPS-uri. Invisible Raptor e staff, treacă se pe, da. Imediat vine și galbenul, e pe drum. Asta, a, gata, mă, a venit și galbenul, ia uite. Ia uite. Băieți, bă, da. Gogboru s-a unit cu altă comunitate, sunt de mai mulți salt, nu? Nu s-a unit, e un Discord mare cu 1000 tuci. Sunt mai multe comunități. Am înțeles, da, că sunt 50 cu acelea skin. Ce Gogboru mai fi șef acolo pe Discord și na. Am înțeles. Aaa, ia uitați mă chat, hai că începe să fie simetrie roșu, chat. Simetrie. Albastru și ceilalți doi vă faceți galbeni. Asta zic. Și Marius, nu? Aaa, și stai că mai sunt. Mai sunt două. Deci Bogdan Gătoriu, frumos convoi, cam câte camioane au participat? Nu știu, peste 200 de camioane, cred. Cred. Păi uite, ești tu, numai ce e în parcarea asta. Și uite cât mai sunt, ia uite. Ia uite. Și just. Care au venit să... Ia uite, aici Alpine Express, colegii noștri Alpine Express. Pe lângă băieții de la... Pe lângă turci. Și încă se... Încă mai vin camioane, chat, adică... Uite, a, LGT-ul. Uite, bă, România, LGT, asta zic. Deci puteți să plecați de la calculator, că nu vă luați kick. Ia uite, cu steagul României, frumos skin. Bravo, România, LGT. Da, da. Ok. Ia uite, bă, nu mai văzut de mulți pe băieți, am zis că nu mai sunt, bă, frate. România LGT, prietenii noștri, poate asta dea, zic mă. Invisible în anunț, dar bravo, mă. Toți ca să facem bravo, o poză băieți la final. Da. Ia zi, unii mă pun Ștefan. Păi tu ești albastru, se stai pune... că mai bine și România LGT în caz că nu știi, sunt pe drum. Păi da, da, am zis să aștepte toți până la final. O să te pui în fața lui Madalin și ia, uite mă, da, ce prezență frumoasă au. Bravo, băieți. Și tu, Tomi, o să te pui lângă Thanos. Asta zic. Killgan, la roșu. Asta zic. Big like pentru România LGT. Salut, Fizic, salut, te pup, te pup. Ia uite, bă, cât de frumos. Uite și pe Paul, e moderator la mine pe DTV, Paul. Așa, Andrei, te bagi acolo și să... Mamă, și mai vin, mă? Bă, mai sunteți mulți, mă? Să mă bată mama atâtea camioane. Rotera Traffic, alți români. Rotera Traffic. Ce ai? Da, suspect. Mers. Mr. Pulix, cum îl chema pe băiatul ăla. Ha, deci da, pe da. Brișcă. Da, deci uitați și voi ce e aici. Se pachează? A, nu aici. Mamă. Marius, tu unde ești? Mamă, ce e aici, chat? Am înțeles. A, uite și Atlantic. Uite mă pe Bosferul, Cicea că n-a ajuns. La ce-a făcut Vlam? Uite-l că a ajuns, mă. Cred că a ajuns la... Am înțeles. A ajuns la parcare. Bine și fac? Cred că da, nu mă mai da sigur, e bine. Ce-a făcut ea, mă, s-a lovit acolo? Mă, și sus aici, pe deal. Ia uita și aici, mâncava și...
Dar camionul lui Andrei acolo pare un pic în plus, dacă mă întreb pe mine. Cum se vede așa de sus? Păi o să mai vină unul în gaura cealaltă. Ah, ok, atunci. Puiu Alexandru, prea frumos, prea ca la țară. N-ai cum o să dai cu România Elit. Vedeți, România Elit și fără mine e top numărul 1. După cum vedeți. Adică să ne înțelegem. Ia uitați. Ia uitați. Perfecțiune. Ia uitați. Drept, frumos. Nu mai e loc în Iași. Full parcare, Gorboru plus Turkish VTC, adevărat. Și România Elit. Da, bă, frate, la mulți ani România, în primul rând, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și din țară și din afară, din diaspora. Astea sunt momente frumoase de care, da, păcat că ne bucurăm doar să nu mai vină o zi pe an. Că atunci devenim cu toții români. Că în restul anului nu prea suntem români. Suntem români, dar în sensuri mai negative. Dar tot e bine că, uite, putem într-o zi, pentru un scop, să ne adunăm atâtea persoane, și români și străini, cu toții la un loc, să creăm ceva frumos. Începe spam-ul. Începe spam-ul cu aur, că Gorboru sunt lupii. Și așa spamează cu aur, dar... Să fac o propunere? Spune. Înainte de stânga e Rimaf, firma uriașă. Da? Dă-i și tu un tăpăr la tot la altă, că m-a dat cu spatele și... Da. Aute, România LGT-ul? Păi dar sunt acolo, la poartă, nu mai are rost, sergent. Da, sunt acolo, domnă. Bă, dar ce prezență frumoasă la România LGT! Bravo, băieți, România LGT, bravo, îmi place. Și la Bosfer am văzut, da, prezență frumoasă. De la Alfa Trans, la mine. Aici e Bosfer, la Alpin Express. Că nu mai e nimeni după Rotera Trafic. Și Rotera Trafic. A, bun. Frumos, frumos chat, îmi place. Chiar îmi place ce am văzut. Chiar îmi place. Hai, da, că o rezolvă. Dar mai ales parcarea asta chat, să mă bată mama, n-ai cum așa ceva. Dar să vedeți când va fi gata. Foarte frumos, felicitări, mulțumim și străinilor de participare și respect și la mulți ani România. God bless România, asta zic. YouTube Games, Mr. Bandit, dacă nu mai am tastatură cu numpad-uri, cum mă mai pot mișca cu camera asta Steel Drone? Nu te poți, trebuie să-ți iei tastatură cu numpad. Sper ca într-o bună zi, noi ca nație, să ne schimbăm ca nație și să fim mai buni cu alții. Faci full albastru. Alex, Iulian, sunt prea români. Doar roșu. Să devin ceea ce spui tu. Da. Mamă, dar abia 185 de like-uri chat? Deci nici măcar 200? Mamă, eu mă gândeam că facem 300. Deci nu mai vedem trenul chat în seara asta. Nu mai vedem. Și așa e târziu, se face târziu. Iată-mă trebuie la 5:30. Voi probabil mergeți la școală, la muncă și voi, dar vine vineri, chat. Vine vineri. Albastru este, da? Da, da. Vlam, VTC Atlantic. Băi, pe acolo ai ajuns, mă, pe la Atlantic. Vlam, vă mulțumesc și pentru invitație. Și eu le mulțumesc în numele comunității României pentru participare. Gata 200? Să mă bată mama, eu am zis că sunt deja 200, eu am zis că ne apropiem de 300, mă așteptam să zic că 285. Nu mai zic nimic. Mulțumim că ai filmat așa frumusețe. N-ai pentru ce, pui Alexandru, plăcere de partea mea. În primul rând, mie îmi place să ceea ce văd și mă bucur că vă place și vouă ceea ce vă arăt eu prin live-ul meu. Vlam, omul fără gât, bine ai venit. Why to save Romania and celebrate? I don't know, Ricky, I don't care. You know, România Elit have every year private server for Romania Great Union Day. I don't know. And I don't care. This is 5th edition.
Ia 5 ediții, hai că înțelegi română, să nu mă închinui cu engleza, că engleza mea e la Alfa Trans, îi bagi la servis acolo la DAF. Ionuț Boca, frumos convoi. Alfa. Mulțumesc. Sunt 5. Bagă-i la DAF acolo la servis. Zile acum că se apropie repede, se bage la dealerul DAF. Ia uzi, mai e și Alfa Trans. Uite și Atlanticul. Aici se parchează LGT-ul, România LGT. Bă, dar m-au supuins ăștia, băieții de la România LGT, că nu i-am mai văzut de mult. Am înțeles. Hai că s-a oprit unul până la urmă. S-a oprit, se duc acolo. Nu-i mai văzut de mult pe... N-am mai văzut, uite, gol trăia trafic. Ce mă, ei n-au loc acolo? E colegion aici. De ce i-o fi tras aici? Da, da. Sau aici au lăsit? Aici Alpine Express, bineînțeles, cu Bosfera. Alfa Trans. Uite și Alfa Trans. Cu Tavi. Gata, stai bași, mâine mă pun. Frumos. I know, Ricky, and thank you. I appreciate, I much appreciate. Respect for that. Respect. Bă, nu, că mă pun între Scortă și UTA, nu? Da. Și te pui acolo, în drept cu Romero. Ia uitați, bă, și turcii mâncavași. Câtă frunză, câtă iarbă, cum povestea cineva într-un pamflet. HyperX Gaming, salut! Tu ce și azi nebun rău, da mă, frate? Da, Marius. Frații noștri, frate, cel puțin pe jocul ăsta, nu știu, în alte domenii, cel puțin pe jocul ăsta și cel puțin cu noi, cu România Elite Brothers, you know? Brothers. Jos pălăria. De fapt, nici nu am pălăria, tocmai de asta nu mi-am pus pălăria. Ai pregătit mesaj cumva, sergent? Foarte frumos. Acum asta și. Foarte frumos. O defilare frumoasă, corectă de Ziua Națională a României. Frumos. Ia uite. La mulți ani încă o dată, Bosfero. Băi, și mulțumesc de participă. Băi, ai zis că nu particip, dar te-am văzut pe aici, prin parcare, sau nu știu unde erai. Uite, Bosfero, nu ești tu sau ai dat contul la altcineva? Te pup, Dani, la mulți ani, să fii sănătos, bro. Te pup, Dani. Tu ce să le înșinași după jocul ăsta, mai ales că ei fac mini convoie cu autocare. Păi și noi putem face cu autocare, am și făcut, de fapt. Dar acum avem altceva la îndemână. Ai venit? Am înțeles. Deja avem mesaj acolo de la Alpine Express, la mulți ani în România. Alpine Express vă mulțumește pentru invitație. Bă, vă mulțumesc și eu de participare. Bravo, Bosfer, respect, îmi place ce am văzut și la voi. Foarte frumos. Hai să parcheze turci. Și cehii, sunt 4. Auzi, mă, avem și câțiva cehi. Ăștia de unde au mai apărut, mă, mâncați. Aici a fost roterea trafic, dar cred că au ieșit. Bine, noi trebuie să stăm până la final chat, până să parchează ultimul camion, pentru că, na, noi suntem organizatori și ar fi urât ca noi să... Uite și băieții de Alfa Trans, să ieșim noi primii și... Înțelegi? Bă, dar nu... Nu știu, eu aș fi băgat pe Alpine Express aici, aș fi băgat... Uite că ar fi avut loc. Dar acum e prea târziu. Acolo au făcut ei, v-am zis, n-am... Am înțeles, ok. Auzi, alt? Da. Uitați, bă, turcii ăștia, bă, părăte, dar nu se mai termine. Nu durează convoiul, că durează parcarea, da. La mulți ani România sau ceva. Hey, trucks and every one from Turkey finish. Asta zic. Trebuie să murai pe stația unul cineva din stat. Da. Acum. Copiez mesajul de pe TeamSpeak. Ia uitați-mă cât de frumos se vede, mă. Bă, cât de frumos se vede. Unu ai zis? Da. Frumos, bă, chat. Ah, s-au parcat și băieții de la România LGT. Frumos, cu sinul României. Țin minte că acum 2 ani, de 1 decembrie, dacă nu mă înșel, cred că acum 2 ani... Invisible, am fost în altă parte pe promoți, care e la service, că 90 de camioane pe promoți cu skin
Cu skin cu DLC-ul în România. Aia a fost istorie. N-am mai văzut de atunci pe cineva, nici măcar 50. A plecat acum de acolo. Ca să înțelegeți. N-a plecat. No, Alpha Trans. Alpha e un băiat de la Alpha Trans cu Scanie. ID-ul e 25. Deci copiați mesajul de apreciat că se așteaptă unii pe alții la parcare. Păi, Tuschi, asta înseamnă să fie o comunitate, nu să trecem unii prin alții, așa se parchează și România, după cum ai văzut. Asta, mod asta cred că de la noi a plecat. Nu vreau să zic, dar de la noi a plecat. O să-l dăm pe chat, dar nu acum aștept. Pot primi și o poză? Băi, pozele o să le găsești pe grupul de Facebook, pe pagina de Facebook România Elite. Caută pe Facebook România Elite și vei avea pagina România Elite. Da, da, toți îl copiați. Foarte frumos chat, foarte frumos. Merge chat să mai venim și noi la cântul convoi, mai ales la așa frumusețe din an în Paști. Mai lăsăm dracu trenurile alea. Chiar merită. Chiar îmi face plăcere, frate. Mi-a făcut plăcere. Poți să în altă parte sau? Da, 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 asta mi-a făcut. Următorul mare convoi, 18 decembrie. Auziți, 18 decembrie, avem ceva special chat. Da, la băieția care în ce zic cade? Sâmbătă. Ah, sâmbătă. Sper să ajung, că de obicei după o vineri tumultoasă. Sâmbătă. Hai că o să fac un... o să fac un efort să ajung. Nu-i mai dă invisible sau... Mai merge schimbat fierul pe cauciuc din când în când, exact. Și mai merge să stai așa, relaxat, mă, Florine, cu o mână pe volan, uite așa. Știi ce zic? E altfel. 18 decembrie. Yes, yes. E între 17... Băi, mersi, Robo, cu ad... Parcă tot e mai frumos Eurotrack-ul. Bun, ați copiat cu toții mesajul. Da. Băi, e frumos, da, boss, da. Eu n-am zis niciodată că nu mai e frumos. Doar că... Mai așteptăm puțin să termine toți de parcat. Și-a cam pierdut din Farmec. Cel puțin la mine și nu numai la mine, la multă lume. Nici nu mai e urmărit cum era odată. Interesul pentru Eurotrack nu mai e care era odată și tu știi foarte bine. Eu mă uit la toate comunități, din ce am văzut și eu așa. Și nu... Deci nu mai e interesul ăla. Marius, mai bine tăcei. Aduți aminte, acum 3-4 ani. Câte comunități românești erau și ce număr de camioane. Păi era Rock Continental, aveau 40 de camioane, mă băteam cu ei. Era Rock Cargo, aveau și aia vreo 30. Cine mai era? Bă, multe, multe. Multe românești. O grămadă de comunități românești, dar românul nu mai, gata, s-a plictisit și în general. Am văzut ca și audiență și ca și jucători online. Uitați-vă jucători online din România pe Steam, ca să vedeți. Poți să-i dai kick, crede, 25. Haide, last two tracks. Încă două camioane. A, uitați chat, cât de frumos chat, băi. Asta zic. Multe liderul Otavie a zis că se dea pe față. Mamă, săracul, voi vă dați seama ce chinie pe ultimul camion acum de să se parchează, pentru că suntem toți masați aici și lagul e foarte, foarte mare. O medie de 8-9 camioane per comunitate. A plecat ăla de încuica acolo, am înțeles. Hai că mai sunt doi și de la ăștia să se parcheze. Sper că ați făcut poze între timp. Faceți poze, umpleți acolo Facebook-ul. Frate, e prea mult lag, zice unul în chat. Hai, ce să faci, mă, așa? Frate, când vii la un convoi de ăsta internațional, național, de mare amvergură, îți asum că o să ai lag și eu am lag, la fel. Toată lumea are lag. N-ai ce să faci, îți asum. Dacă crezi că nu îți poate duce PC-ul, uite, decât să scrie acolo pe chat. Deci să pregătiți mesajul. În joc, nu, mai bine mai vii. Că... Bă, dar îmi plac dubițele astea. Ce cum e cu astea și grandioasă la poze. Îmi plac dubițele astea, atracă să pe... Ai de 17, de la service. Sau... Păi încurcă pe aia la poze. Atunci stă până și chic.
Gata. S-a parcat și România ale GT-ul. Ce face băiatul ăla? Vezi că mai venit unul aici, nu știu ce vrea să facă. Gata, așa lăsăm camera, nu ne mai plimbăm. Să parchează acolo. Sper, da, sper să n-aibă un sistem slab. Păi, aia e. 1.42. Bă, aici, că poate să nu încapă toți pe tab. 154, am văzut. Oricum, decent, decent. Frumos, frumos. Scrie unul în chat acolo pe jos, 35 de FPS-uri stau bine, hai că ai tu 35. Păi... Păi dacă s-a parcat toată lumea, haide, gata. Da. Ce mai lungim? Bun, dați mesajul. 238 la convoi, auzi. Deci peste 200. Asta zic. Și România Elite mulțumește tuturor participanților. O singură dată dați mesajul, nu e nevoie să dați de mai multe. Dar nici nici claxoane, Giro, fără ceva? Nu, încă. Fii prea mult lag. Tataie Bogdan, foarte frumoasă prezența. Mi-a plăcut. Nu mai știam nimica de voi. Acum v-am văzut. România LGT. Bravo, bravo. Sincer, nu mai văzusem o poză cu voi. Nu mai văzusem un video cu voi. Cât mai sunteți. Bravo. Bun, acum urmează comunitățile să mulțumească și ele. Începe și România LGT-ul, cred. Asta e spiritul chat. Hai să dăm și noi acolo niște inimioare pentru România, niște stegulețe cu România, cei care mai sunteți pe live, că merită, frate, merită, merită. Să dăm și noi aici pe chat, că, na, adică, uite, eu o să pun de-astea, că tot am la îndemână asta pentru membrii, tot steagul României cu România Elite. Sun Gogboru. Asta zic. Da și voi acolo, frate. Băi, 9.58, 10, deci am început la 8.30, o oră jumate cu tot cu parcă. E perfect la câte camioane. E perfect chat. E perfect cât a durat convoiul. Nici nu se putea mai bine de atât. Nici nu se putea mai bine de atât. Asta zic chat. Asta e spiritul chat. Am și imnul gata. Pe ce mai punem și in? Așa vă opriți. Am fiecare. Păi am... Știți că la mine e un bug, a început să-mi plece mașina din loc. Rămâi, păi ține papa sa pe frână. Am apăsat-o, dar apăsat nimica, cu atât mai mult, dacă apăs pe frână sau chilerate, noroc i-am dat... Mamă, pregătiți-vă că dă Gogboru mesajul acum, să vedeți acum. Da, pregătiți-vă că dă ăștia mesaj. Ia să-i vezi acum. Să vezi că începe, au... Lupi, bă! Ah, da, mai da, a dat Happy National Day. Ah, și cu au, am înțeles. Frumos, frumos. S-a terminat. Băi, eu zic să totuși să dăm niște claxoane și niște girofare și ieșim măcar câteva secunde, nu? Hai să dăm. Să facem un pic de garagie, că e ziua României, probabil. Asta zic ce. Facem și noi un spam aici. Asta e spiritul. A plecat chat-ul. Ce vorbești, mă, ce vorbești, ia uite.
Bai, nebunit. Ial. Cred că suntem cam gata, nu? Băi, foarte frumos, foarte, stați așa, stați așa, așa, băi chat, foarte frumos eventul ăsta, foarte frumos, încă o dată, sunt mândru de comunitatea României Elite, sunt mândru că am creat-o, chiar dacă nu mai sunt fondatori, sunt alături de ei, ca și fondatori, onorific, așa ca să zic, încă o dată, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Și ne vedem vineri, ne vedem vineri, că vineri avem treabă, treabă, avem concursul, ediția a doua, cu două scenarii, blană, dalea, cu voci, cum ne place numai nouă. Bineînțeles, cu un șpriț, cu, cum ne place nouă vinerea, știți? Pregătiți-vă. Hai, v-am pupat, o seară plăcută și încă o dată, la mulți ani, România!